Salut și bine venit sau revenit la canalul Solar Smart România. Azi vreau să-ți arăt un mod rapid de a simula și de a calcula producția ta de energie fotovoltaică în funcție de zona pe care te afli, în funcție de orientarea panourilor. Este un instrument pus la îndemâna tuturor de către Uniunea Europeană, este un instrument oficial și care calculează destul de bine toate aceste aspecte, astfel încât să poți să îți determini singur care va fi producția ta chiar înainte de a cumpăra sistemul fotovoltaic pe care vrei să ți-l achiziționezi. Bun, înainte de a începe am să te rog însă să dai subscribe la canal, este foarte important pentru mine să dați subscribe la canal în momentul de față și aș aprecia foarte tare chestia asta, pentru că ne apropiem încet de 1000 de abonați, este un target, un obiectiv pe care eu mi l-am stabilit și sper să mă poți ajuta și tu cu un subscribe undeva aici jos, în partea asta de aici, este butonul de subscribe, la fel lângă ele un clopoțel mic pe care și pe acela dacă vei bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou, dar butonul de subscribe mă interesează în mod deosebit pentru că vreau să ajung cât mai rapid la cei 1000 de abonați. Bun, am terminat și cu partea asta de promovare, să zicem așa. Haideți să discutăm un pic despre toată treaba asta cu instrumentul. L-am pus și pe ecran. Vedeți și în sus în URL că este europa.eu, este un site oficial al Uniunii Europene, este calculat, are mai multe baze de date pe care poți calcula aceste producții de fotovoltaice și calculul radiației luminoase, are și date de la meteo, o să discutăm despre toate treburile astea, o să-ți las în descriere, jos în descriere, o să-ți las link-ul de către site ca să poți să-l accesezi ușor, adică nu te chinui să scrii tu R, O, E, J, C, R, așa, pur și simplu las în descriere, dai click pe el și te duci și ajungi la acest instrument. Mai am o chestie de precizat înainte de a începe să fac calculele. Mă uit așa pe hartă și eu am mai fost, mă rog, la un moment dat am lucrat la o firmă în Germania, da? Și aveam, mergeam cu avionul până în Frankfurt și în Frankfurt luam până în cazul luam trenul timp de vreo oră. Și mă uitam pe geam și vedeam foarte multe case cu panouri fotovoltaice, da? Așa, asta e o discuție separată, dar are legătură cu topicul, pentru că mă uit unde e Germania ca radiația luminoasă, vedeți că e cam albastru, așa, cam pe frig, cum s-ar zice, da? Și mă uit unde este România, da? Undeva mai spre verde-galben, așa, spre galben, da? Așa. Și mă gândesc dacă la ei, asta e o paranteză legată de rentează sau nu rentează să pun panouri fotovoltaice. Dacă la ei era rentabil și la ei și-au pus panouri fotovoltaice, foarte multe case erau pe parcursul acela, în satele în care mergeam eu, în localitățile în care trecea trenul respectiv, așa, dacă acolo și-au pus panouri fotovoltaice, cu siguranță în România e mult mai bine, da, vedeți că dacă dau pe hartă, se vede clar că e, mă rog, Germania e clar mai la nord, da, adică dacă acolo e bine, la noi e și mai bine, da, așa. Vedeți că doar în zona de munți avem noi niște zone mai slabe, dar în rest e totul super ok. Bun, haideți să vedem cum folosim tool-ul ăsta. Și de exemplu, să zicem că vreau să-mi pun panouri fotovoltaice la bloc, da? Iau o locație la întâmplare, dar putem să mergem la locație și la nivel de stradă. Putem să căutăm adresa, uite, Alea Școlii Ploiești. Și caut efectiv adresa mea. S-a dus exact pe adresă, vedeți că s-a dus exact pe Alea Școlii, da? Undeva pe aici ar trebui să fie punctul care... Așa, presupun că vreau să pun la mine pe bloc panourile, da? Ok. Nordul e încolo, sudul e încolo, să fie sud-est de orientarea. Facem un calcul efectiv pentru dacă ar fi să pot să-mi pun panouri pe bloc, dacă ar fi, mă rog, nu știu să discut cu administrația sau cu locatarii din bloc ca să facem așa ceva, dar presupunem că aș vrea să fac chestia asta. Așa. Bun, am deja locația aici, pot să o setez, vedeți, și pot să mă duc pe o localitate, pot să mă duc unde vreau eu să o setez, unde vreau, efectiv, da? Așa. Odată ce am locația, pot să setez dacă o să fie un sistem off-grid, cu tracking, adică care se orientează după soare, sau cu grid, da? Așa. Aici avem mai multe baze de date, deci în primul rând Solar Radiation Database, da? Sunt mai multe baze de date care conțin date, indiferent de ce alegi, sunt cam la fel, adică nu se schimbă fundamental datele, unele au date de la meteo ca să poți să evaluezi mai bine situația, gândiți-vă că sunt cazuri în care sunt sisteme... zone mai norate, de exemplu Câmpina, apropo de chestia asta, Câmpina să știe că mă scuzați un pic. Câmpina este unul din orașele cu cele mai multe zile însoțite din an, da? Așa, pe lângă, mă, nu știu dacă e mința realitate, dar așa e vorba asta, o tot știu de când eram copil. Pe de altă parte, toată lumea știe că la Miercurea că e cel mai friguros, e polul nord al frigului sau polul frigului din România. Așa. Deci, cumva, are și date de la meteo, statistice, ok, 20% din timpul anului este norat în zona respectivă, sau 30%, sau 15%, nu contează, da? Așa. Bun, deci mergem pe Solar Radiation Database, alegem prima bază de date că e cea mai ok, nu contează, puteți să alegeți pe alte, după care avem tehnologia de panouri fotovoltaice, da? Și avem cristalin silicon. Ce înseamnă că treaba asta? Monocristaline, policristaline, toate chestiile astea care sunt cristaline, să zicem așa, da? Ok? Mai sunt CIS și CTTT, tipuri de panouri pe... cum să zic eu, tin layer, tin film, ceva de genul, așa. Nu prea avem treabă cu el, adică în principiu o să alegem cristalin silicon, că nu o să vă puneți voi alte OZN-uri și dacă vă puneți alte OZN-uri, probabil știți ceva despre ele ce nu știu eu. Ha, așa. Cât putere vom instala? Eu zic că 3 kW este suficient, da? Ok. Deci instalarea, puterea instalată 3. Procentul system loss, nu știu ce face chestia asta, de exemplu. Ia să dacă îmi dă... A, hai să zicem un 5%, că e, da, e prima de pierderea sistemului, aici trebuie să o cam știi sau aș pune 0. Dacă ai cablurile foarte lungi, nu știu, de exemplu, uite, în cazul meu că le pun la bloc, aș avea până la etajul 2, ar trebui să cobor cu cablurile de la... Să zicem, teoretic, m-am zis, vorbesc de o chestie teoretică, cu cable de la fotovoltaice și atunci aș avea niște pierdere acolo. Hai să zicem 5% pierdere, 7%, nici nu știu. Aș lăsa-o așa. 3 kW putere instalată. Vorba de orientare, da? Orientarea ideală ar fi optimize slope, adică este instalatorul să o facă optimă sau ai tu un anumit acoperiș. În cazul meu chiar aș avea 35 de grade aici, deci e panta, e vorba de panta în inclinarea pe care o are, iar azimutul 0 înseamnă sud absolut, da? Minus 90 de grade înseamnă vest, înseamnă est, răsărit, da? Plus 90 de grade înseamnă vest. E foarte simplu, matematică, da? Așa, de exemplu la mine, aici la unde fac de studio ăsta de filmare, pot să zic că am un minus 90 de grade sau minus 90, minus 6, minus 80 și minus 76 de grade, cam așa aș avea eu, minus 76 de grade l-am aici, pe sistemul meu fotovoltaic, adică cam așa este orientat și bă, panta de aici este 16 grade, nu e deloc optim, da? Din punctul ăsta de vedere. Mergem pe datele astea până la urmă că le cunosc și atunci schimb locația, totuși o pun la Băicoi, mă duc undeva aici la Băicoi. Așa, Ploiești. Ok. Am pus locația, da? Am schimbat locația că aici știu datele cel mai bine. Ok, pot să calculez și prețul curentului electric și prețul panourilor. Cât m-ar costa un sistem de 3 kW? Nu știu acum, o să mă duc să caut. Caut până pur și simplu un sistem de 3 kW. De 25. Asta e 14. E ok asta, 7 panouri Canadian Solar. E ok. 14.749 15.000, mă rog, cred că e fără instalare asta. Mai trebuie să mă gândiți la prețul din tare dacă nu vi-l instala singur. Da, e ok, pur și simplu primul care l-am găsit este 15.000 de lei, da? Nu contează, făcând calcule matematice, este așa, aici e 0. Presupui că ți iei panourile în rate și ai o rată de plătită anuală sau ceva la ele, nu există la noi și presupun că panourile cum să zic eu, rezistă 20 de ani. O să vedeți ce bag datele astea și cum se schimbă imediat, pentru că o să simulăm și alte situații, da? Dar situația mea, să zicem 3 kW instalat, aș da 15.000 de lei pe el, adică 150 de milioane vechi, cum sunt eu obișnuit, dar o să văd rezultatele, da? Și văd exact orientarea pământului, văd exact cât aș produce în fiecare lună cu acest sistem orientat pe vest. Vedeți că l-am dat la minus 76 de grade, deci orientat pe vest, dar spre răsărit. Deci seara nu prea am curent. Așa, și văd că aș produce 100 de kW în ianuarie, 149 în februarie și tot așa, da? Vedeți că practic dacă ar fi să stau la un consum de 200 kW pe lună, în afară de ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, aș avea suficient curent electric. Bineînțeles că eu am 7 kW pentru că mai am încă 3 kW, 3 kW jumate pe partea cealaltă, pe vest, da? Eu așa am sistemul. Deci practic eu dublez valorile astea, am un sistem așa și un sistem pe partea cealaltă, da? Ok. îți spune exact câtă energie faci pe an, vedeți? 3 MW, 3500 de MW pe an. Vedem iarăși unghiul de incidență, temperatura și avea undeva PV electricity cost, da? Deci mă costă la banii respectivi, ca asta vreau să ajung, da? Deci la banii respectivi, deci la în 20 de ani, da? Și cu prețul, la prețul de instalare a panoului fotovoltaic, prețul pe kilowatt pe care îl plătesc, da? Pentru că asta se face, va fi de 0,29 de bani. Înțelegeți? Dacă pun pe 10 ani aici, dacă pun pe 10 ani și dau să recalculeze, va fi 0,49, da? Dacă mă duc la prețul actual de 1 leu, da? Înseamnă că 5 ani de zile, 0,91, iar în 4 ani îmi scot banii pe sistem. 1 și 11, nu, hai să trecem, nu, hai să mergem pe 5 ani. Ai 6 ani să nu fie de la mine, că mai sunt, mai e statul care mai dă bani și mai... 0,77, cam asta e prețul acum, am undeva să cam atât plăte, 0,78. Deci în 6 ani de zile, vedeți că am pus 6 aici, în 6 ani de zile îmi scot, asta în condiții în care electricitatea și prețul electricității nu s-ar mai scumpi. Pentru că în momentul în care se scumpește, automat perioada în care eu îmi scot banii pe panouri scade. Este un sistem on-grid, atenție, un sistem on-grid fără baterii. Pentru că sistemul meu este off-grid, o să ajungem și la off-grid și acolo calculele se schimbă pentru că costă foarte mult bateriile și atunci poate perioada de recuperare a banilor, de recuperare a investițiilor este mai mare. Dar vedeți că dacă ai nevoie de o casă normală, eu aș pune chiar 5 kW instalați, dacă ai o 5 kW instalați, acum trebuie să caut un sistem fotovoltaic de 5 kW. Ia să ne sistem fotovoltaic 5 kW putere. Tot la Spy Shop ajung, tot la Spy Shop ajung. 25. Ajung întâmplare la magazinul ăsta, nu vi recomand, nu știu nimic, adică s-ar putea să fi lucrat o dată cu el, nu sunt sigur, dar cu camere video, cu alte chestii. 25, deci să schimbe și prețul aici, 25. Da? 25.000, se calculează. E, și practic la 5 kW aș avea curentul 178, cu puțină economie am și în decembrie și în așa. Deci teoretic aș avea curent pentru o casă fără încălzire, deci fără sisteme de încălzire sau ceva, sau fără boilere, fără consumatori mai importanți, gen televizor, mașină spălat, chestii de astea clasice, aș putea avea cu, cum să zic eu, curent cu 25.000 de lei pentru toată casa, așa, de exemplu la bloc sigur mi-ar ajunge sistemul ăsta și asta orientarea, vedeți, orientarea e foarte proastă, e spre sărit, da? O să punem și Optimize Slope, imediat să vedem cum se schimbă situația. Ok, și în 6 ani de zile mi-aș scoate banii pe sistem. Dacă pun Optimize Slope, da? Se schimbă automat și ia să... da, s-a schimbat, da... 35. Hai să vedem 35. Tot aia e, că pun 35, că dau Optimize, fie el. Ok, nu se schimbă foarte mult situația, observați? Că tot 188, un pic mai bine, da, dar nu foarte bine, că exact asta a fost și motivul pentru care în momentul în care mi-am pus manuale fotovoltaice am considerat că mi-e importantă arhitectura magaziei, arhitectura casei și cum e orientarea acoperișilor decât orientarea pe sud. Vedeți că câștigul și pierderea nu e foarte, foarte mare și atunci am zis ok, pun 2 panouri în plus, am mai pus vreo 12 panouri în plus, astfel încât să-mi acopere pierderea respectivă și să nu fie o problemă pentru mine orientarea, da? Așa. Nu, stai că n-am schimbat, am schimbat de când am înălțat. Da. 0 aici, asta trebuia să schimb. Am greșit. Aveți grijă la calcule când... Deci 0 este pe sud. Se schimbă radical totuși, vedeți că avem 288. Deja nici mai trebuie un sistem fotovoltaic de... atât de mare, da? De 5 kW. Ajunge unul de 3 kW și cu 1500 mult mai ieftin. Adică până la urmă că îi comisez 10.000 de lei, da? 10.000 de lei noi, e ceva. Ok, mi-a ajunge, 173, cred că aș pune pierderea asta mai mare, ci un 15%, pentru că nu știu sistemul, deci doamne din sistem cum arată lucrurile. Ia uite, 154, dacă, deci aveți și la pierderi, da, cu cabluri, lungime, invertorul cât consumă și așa mai departe. Dar puteți foarte, foarte ușor să simulați, vedeți, puteți foarte ușor să simulați, efectiv, cum se calculează, unde, așa, ce am făcut eu aici, nu e bine, sunt unde trebuie. Pe hartă. Puteți foarte bine să simulați, puteți să schimbați, vedeți, sistemul să calculez rezultatele pe baza celuilalt sistem, dar nu se schimbă foarte mult, v-am zis că nu sunt diferențe mari. Mă duc și pe R5. Arată mai bine cumva datele așa, dar cred că nu mai ține cont de vreme și de meteo și de soare. Da? Deci e foarte, foarte ușor să calculați efectiv în 5 minute cât și cum e. Pentru off-grid, hai să mergem pentru off-grid și aici cred că o să mă duc eu frumos la să caut în investiții sistemul, să văd efectiv sistemul meu off-grid, cât a costat și care este randamentul lui. Ok, nu o să pot să pun panourile și pe ESPA, vezi că nu are acest sistem de a pune panouri în două ape, să zic așa, dar o să vedem imediat. Off-grid, solar database la fel, puterea instalat peak power. Așa, 7000 am eu aici, cred că. Asta este pentru sisteme mai mici, vedeți că pun valorile sunt mult mai mici la autocompletorile care sunt autocompletate. Battery capacity, Wh 13.000. 13.000, cred că pun bine? 3,5 kW, da, are una, da, deci cam, hai să zicem 12.000. Deci dar 12 kW am, așa. Discharge, pot să mă duc la 25%, să zicem, hai să 30%, da, pot să mă duc și aici cu 30%. Consumption per day, hai să zicem per day. Cam 15 kW îmi trebuie pe zi, 15.000 cred că. O să vedem Wh, da, 15.000, 15 kW. Hai să zicem 10 kW pe zi, cam așa. Panta, i-am zis că este 16 și orientarea este minus 7,6. Da? Minus. Asta e sistemul meu fotovoltaic, din păcate nu mai are partea aceea cu bani să calculeze câți bani, dar cam asta este sistemul meu. Cât energie nu capturez, vedeți, și cât energie am nevoie, cum ar veni. Da, exact, deci vă zic că e real pentru că seamănă foarte mult cu datele pe care le-am eu colectate în urma sistemului real, da? Exact, deci vedeți că în ianuarie, februarie, octombrie, noiembrie, decembrie nu prea am curent, da? Așa, sunt mai pe economie, în rest am surplus de curent, vedeți că am surplus destul de mare. Și rezistă destul de bine. Ia să vedem dacă mai luăm încă două baterii. Adică rod de 12.000, mai bine 3.500 cu 3.500, 7.000, da? 19.000. Da, deci încă două pilontecuri. Să zic că mai luat două pilontecuri. Nu se schimbă foarte mult. În martie am avut deja curent, mă rog, consumul mai mic, probabil ai cu grijă, dar am și în martie. Noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie cam la jumate, nu știu dacă, da? A, deci el zice că are surplus aici, dar în cazul ăsta aș avea surplus, dar câți kilovați aș putea produce? 6.000 de vați. Da. Cred că dacă mergem pe, în loc de, mergem calculele și pentru, dacă nu pun în loc de wați, merg în kilovați, atunci pun în loc de aici, pun 7 kilovați. 7 kW, în loc de baterie ce pun 13 kW, tot 30%, aceea punem decât 10 kW, hai să zicem 8 kW pe zi, dacă mă și lasă, 8 kW pe zi, pantalon se schimbă. Și acum am prețurile în kW, da? Și acum când mă uit aici, trebuie să pun 5, vedeți că energia capturată nu e 5 W, este 5 kW, da? Deci dacă am schimbat ordine de mărime, pot să lucrez cu kW și așa. Dar și date de aici, la care mă uit, trebuie să mă uit la kilovați. Oricum, cam asta e sistemul meu, de exemplu. Cred că ați înțeles cam cum stau lucrurile. Iarăși nu v-am arătat și pe trekking, pentru că și la trekking are și aici o... Vedeți că are trekking doar pe verticală, pe orizontală, tot felul de sisteme. Dar vă ajută foarte ușor să faceți o simulare. Cred că vă ia mai mult de maxim 10 minute, 5 minute să faceți o astfel de simulare. Și să vedeți cam cum va sta producția fotovoltaică în zona voastră în care locuiți, în casa voastră, cu capacitatea pe care vreți, cu banii pe care vreți să dați pe un sistem on-grid și așa mai departe, da? Eu zic că e un tool foarte, foarte util. Știu că am mai avut un astfel de un instrument în alt video mai vechi, căutați și pe acela, pentru că și el a calculat destul de bine și dea niște rapoarte super bine legate de radiația luminoasă și de produse de panouri fotovoltaice. Eu pe acela l-am folosit inițial acum mai mulți ani. Și sper că ți-a plăcut acest episod, nu uitați să dai și un like la acest episod. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până acum și ne auzim în curând cu un nou clip.